Pericol de explozie în Florești după ce un șofer a lovit o țeavă de gaz metan la parterul unui bloc de pe strada Stejarului. Incidentul a avut loc la prânz în jurul orei 13. Eram în magazin când s-a auzit o bubuitură foarte puternică. În momentul când am ieșit, se simțea gazul foarte puternic. Era o mașină care vrea să dea în mașalier și lovind țeava de gaz, a rupt chiar de la bază țeava. Automat, cu un vecin de aici, de la un locatar, am oprit curentul pe tot blocul. Să nu se folosească un scânteie sau, Doamne ferește, ceva. Imediat, oamenii au sunat la 112. La fața locului ne-am deplasat cu o autospecială pentru stins incendii. Echipajul de pompieri a asigurat măsuri de prevenire până la sosirea echipelor de intervenție ale distribuitorului de gaz. Împreună, echipa de intervenție cu personalul ISU Cluj a verificat întreg imobil referitor la acumulări de gaz sau posibile scăpări de gaz în alte locații. S-a constatat că nu erau asemenea scăpări de gaz sau acumulări de gaz. În urma verificărilor, colegii constatând că nu este pericol, s-au retras. În urma avariei la țeava de gaz metan au fost afectați locuitorii celor peste 60 de apartamente din blocul din spatele meu. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pagubele materiale urmează să fie evaluate de reprezentanții companiei de gaz. Dacă șoferul care a accidentat conducta va fi găsit vinovat, va trebui să plătească el însuși daunele.